Afaceri. Averi. Interese. Toate aparțin celor 15 parlamentari de Dâmbovița. Campania MDI-TV, MDI-FM continuă cu noi dezvăluiri despre afacerile, averile și interesele aleșilor neamului. Nu ratați dezvăluiri în exclusivitate, numai la MDI-TV și MDI-FM. În fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 18. În urmă cu doar câteva luni, județul Dâmbovița s-a pricopsit cu anonima Carmen Ileana Moldovan, desemnată candidată în Colegiul Uninominal 8 Găiești pentru Camera Deputaților. Un nume necunoscut în politică, chiar dacă până atunci a mai deținut două mandate de deputat la Bacău și la Buzău, care s-au scurs fără niciun eveniment notabil, așa cum am arătat în prima parte a campaniei dedicate parlamentarilor de Dâmbovița, inițiată de MDI-TV și MDI-FM. Despre Carmen Ileana Moldovan s-ar putea spune că a trecut prin Parlament precum gâsca prin apă. Nimic nu s-a prins de Carmen Ileana Moldovan în cei aproape 10 ani de deputăție, cum nici apa nu se prinde de penele aripate amintite. Ceva tot s-a prins de Carmen Ileana Moldovan. S-a prins în mrejele tinerei parlamentare un deputat din Maghiarime și a rămas acolo mai bine de un deceniu. Este vorba chiar despre actualul lider al UDMR-ului, Kelemen Hunor, cu care deputata Moldovan a avut o relație foarte apropiată, începând cu anul 2001. Dar să încheiem această mică paranteză și, cum spune românul, să revenim la oile noastre, la averea deputatei de Găiești, Carmen Ileana Moldovan. Carmen Ileana Moldovan a intrat în politică de tânără, imediat după ce a pășit în deceniul 3 de viață. La 30 de ani și jumătate, fosta jurnalistă la trustul media al controversatului Dan Voiculescu făcea primii pași în politica autohtonă. La momentul respectiv, Carmen Ileana Moldovan era un parlamentar atipic, fără terenuri, case sau alte bunuri de valoare. Era la începutul anilor 2000 Carmen Ileana Moldovan un parlamentar așa cum îi plăcea întâi întemeietorului stângismului post-decembrist românesc Ion Iliescu, sărac și cinstit. Abia pe la sfârșitul lui 2001 a apucat și deputata de Bacău, la vremea respectivă, să-și cumpere un amărât de apartament în buricul capitalei, dar și el a cumpărat cu bani de la bancă prin credit ipotecar. Amărât, vorba vine că suprafața era una destul de generoasă, de peste 100 de metri pătrați, 108 mai exact. În rest, de remarcat că deputata Moldovan nu se putea lăuda cu niciun venit mai de Doamne ajută. Primul mandat de deputat, cel de la Bacău, l-a terminat cum l-a început, aproape săracă și sperăm cinstită. Nu ne este foarte clar cu ce s-a ocupat între 2004 și 2008 Carmen Ileana Moldovan, pentru că această perioadă lipsește cu desăvârșire din CV-ul actualei deputatei de Găiești. Atât de supărată să fi fost Carmen Ileana că nu a mai reușit să obțină un nou mandat încât să se fi retras în munți pe la vreo mănăstire știută de multă lume sau s-a refugiat în brațele udemeristului Hunor. Până la momentul difuzării acestui material, n-am reușit, oricât de mult am încercat să deslușim misterul. Carmen Ileana Moldovan a reapărut în atenția opiniei publice în timpul campaniei electorale din 2008, când a candidat și a câștigat un nou mandat de deputat, al doilea, în județul Buzău. Din declarația depusă pe data de 14 decembrie 2008, aflăm că între timp, proaspăta deputată de Buzău și achiziționase un Jaguar. Nu vă speriați, Carmen Ileana Moldovan nu împărtășește hobby-ul pentru animale sălbatice al mult mai celebrului Nuțu Cămătaru. Carmen Ileana Moldovan a reușit performanța, care nu este la îndemâna oricărui român, de a deveni posesoara unui autoturism marca Jaguar. O altă reușită a deputatei Moldovan la început de mandat buzoian ar fi intrarea în rândul notarilor publici, o meserie aducătoare de venituri frumușele, după cum reiese din documentele semnate de jurnalista deputat notar. 4 ani ca gândul zboară și Carmen Ileana Moldovan s-a văzut din nou în situația ingrată de a candida într-un județ de care nu o leagă absolut nimic. De această dată a încercat o apropiere de capitală și s-a orientat
orientat spre județul Dâmbovița. A câștigat alegerile doar Carmen și colegii știu cum, iar din decembrie 2012 este reprezentanta găieștenilor și a locuitorilor din alte câteva comune sudice în Camera Deputaților, unde face mai nimic. Am constatat că nici de această dată Carmen Ileana Moldovan nu a reușit să rupă gura târgului. Deține același amărât apartament de 108 metri pătrați pentru care va plăti rate și dobânzi până în 2022 și conduce același Jaguar fabricat cu 6 ani în urmă. Uitându-ne peste declarațiile de avere ale altor deputați și senatori, putem spune că Moldovan îi face de râs. Cum este posibil ca după un deceniu de deputăție să nu fi reușit să-și ridice o vilă pe la vreo margine de pădure din împrejurimile capitalei, pe litoral sau prin frumoșii munți a acestui ținut numit România? Chiar nu vă este jenă să vă uitați în ochii mult mai potenților dumneavoastră colegi de partid și de parlament care s-au îngrijit de viitorul copiilor și al copiilor copiilor lor? Se pare că deputata de Găiești este, din acest punct de vedere și până la proba contrarie, lipsită de rușine. Rămâne de văzut dacă la fel de rușinoasă va fi și la finele celui de-al treilea mandat de deputat și foarte posibil la începutul celui de-al patrulea. Vom trăi și vom vedea. Afaceri, averi, interese, toate aparțin celor 15 parlamentari de Dâmbovița. Campania MDI TV, MDI FM continuă cu noi dezvăluiri despre afacerile, averile și interesele aleșilor neamului. Nu ratați dezvăluiri în exclusivitate, numai la MDI TV și MDI FM. În fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 18.